La Centrul pentru Reabilitarea Faunei din Vrancea, oamenii salvează sălbăticiunile de la o moarte sigură. Acum ei au grijă de 4 berze, un pescăruș, un urs și o căprioară. S-a obișnuit cu dumneavoastră, gata. Vă așteaptă. Un medic veterinar, un reprezentant de la mediu și câțiva voluntari formează o echipă de îngeri pentru aceste vietăți, iar misiunea lor este întotdeauna o reușită. Cel mai deosebit a fost un pelican. Având în vedere zona, teoretic nu prea ar fi avut ce să caute. Am avut vidri, am avut râși, am avut lebe de o grămadă, am avut urși. Dintr-un țarc, cele patru berze se bucură de toată atenția pe care o primesc zilnic. Chiar dacă nu sunt în țările calde lângă suratele lor, măcar sunt vii. Una dintre ele este lovită la o aripă și nu poate zbura. Și a trebuit să o internăm aici să încercăm să reabilităm treaba asta. Și două dintre ele sunt electrocutate. Datorită timpului petrecut aici, și-au pierdut zborul cu celelalte surate către zone mai calde. Cât despre lebăda, care e acum în centru, povestea ei e mai mult decât dramatică. Era condamnată la moarte din cauza braconierilor, dar acum e bine. A trebuit să-i facem o mică operație, să-i scoatem cârligul acela triplu din cioc. Dar cel mai răsfățat pacient al centrului este un pui de căprioară, găsit rănit în pădure, care a fost rănit cu bibelonul de voluntari. În luna mai, când va mai crește, va fi eliberat înapoi în pădure. Prin suprafața mare pe care o deține și prin logistica pe care o are organizată aici, poate găzdui simultan mai multe animale și ceea ce este important, că poate să deservească tot felul de cazuri de la toate categoriile de animale. Centrul pentru salvarea păsărilor și animalelor sălbatice aflate în mare risc a fost înființat în anul 2007, în locul fostei grădini zoologice de la Petrești, în apropiere de Focșani. Dacă găsiți animale sau păsări care au nevoie de îngrijirea specialiștilor, nu ezitați să sunați la centru și să cereți ajutor. Până acum, peste 350 de exemplare au fost salvate aici.